Este potrivit să încep lecția aceasta cu cuvintele scrise de profetul Daniel în capitolul 2 al cărții sale, de la versetul 20. Și vom vedea pe parcursul lecției de ce am ales aceste cuvinte ca să dau slavă lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A Lui este înțelepciunea și puterea. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. Vreau să vorbim despre limitele cunoașterii, așa cum ne sunt prezentate în Scripturi. Trebuie să recunoaștem că noi, ca oameni, suntem limitați. Așa a stabilit Creatorul. Apostolul Pavel spunea, citesc din 1 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 9, că își cunoaștem în parte. Spune în versetul următor că a fost copil și a gândit ca un copil, a crescut, s-a făcut om mare, dar cunoașterea a rămas tot în parte. Pentru că scrie în versetul următor 12, acum cunosc în parte, în toate domeniile, în plan fizic, în plan spiritual. Problema vremii noastre însă este dată de faptul că setea de cunoaștere umană a atins cote nebănuite și problema cea mai acută e dată de dorința conexiunii inteligenței umane cu inteligența artificială. Cred că despre așa ceva a vorbit Domnul prin profetul Ioan, prin apostolul în Apocalipsa, capitolul 13, unde este scris despre icoana fiare care vorbește, despre un înscris care poate să fie util pentru cumpărări, pentru vânzări, pentru a fi înregistrat, pentru a fi în drepturi, pentru a putea accesa. Și scrie aici că aici este înțelepciunea. Da, trăim o bătălie care se acutizează pe zi ce trece. Și toate sunt la limitele cunoașterii. Dumnezeu are o cunoaștere desăvârșită, fără limite. Spunea David în Psalmul 139, cuvinte care le-am putea spune oricare dintre noi, conștienți de faptul că ochiul lui Dumnezeu și urechea lui vede și aude totul. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Apoi vorbește despre felul în care este creat un om în pântecele mamei și despre faptul că Dumnezeu cunoaște apoi tot parcursul vieții, așa cum scrie aici, de la versetul 16, când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea tăi erau scris toate zilele care mi erau rânduite. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Doamne, adică ce extinsă este capacitatea ta de gândire, de pătrundere, lăudat să fie Domnul. În Fapte, capitolul 15, atunci când apostolii și-au dat seama că Dumnezeu avea un plan mai mare decât mântuirea neamului lor, au început să înțeleagă cuvintele profetilor, s-au zis printre altele, versetul 18, zice Domnul care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. Deci cunoașterea lui Dumnezeu nu este doar într-un anume moment tot ce se întâmplă în jur, ci tot ce a fost din veșnicie în veșnicie este ceva ce nu pricepem noi, că doar suntem limitați, despre asta vorbim. Undeva între Dumnezeu și oameni se situează îngerii, la o scară mult mai mare decât a oamenilor în cunoaștere, dar fără să se apropie de cunoașterea lui Dumnezeu. Despre îngeri se știa că își cunosc la un moment dat ce se petrece pe pământ, chiar dacă nu sunt aproape, chiar dacă e vorba de mai multe informații concomitente. Este o exprimare interesantă în 2 Samuel, capitolul 14, versetul 20, sunt cuvintele unei femei înțelepte care l-a poleit puțin pe David cu cuvintele prin care l-a comparat cu un înger,
Da, de aici putem să înțelegem ce credeau ei despre îngeri. Dar Domnul meu este atât de înțelept ca un înger al Dumnezeu ca să cunoască tot ce se petrece pe pământ. Dar îngerii nu știu tot, că despre ziua aceea, spunea Domnul, sau scrie frumos în Efeseni 3 cu 9 și 10 că domniile și stăpânirile iau cunoștință de taina lui Dumnezeu pe parcursul derulării ei. Până atunci a fost și pentru ei o taină. Ce să mai spunem de demoni care știu mult, îl cunoșteau pe Domnul Iisus, dar nu cunosc totul. Diavolul știe că mai are puțină vreme, dar n-are toate datele problemei. Dar noi vorbim despre oameni, să ne întoarcem la casa noastră. Într-o primă parte a lecției noastre vreau să observăm cauze și efecte ale limitelor cunoașterii, iar într-o a doua parte câteva exemple biblice. În primul rând, să urmărim pe scurt episoadele grădinii Edenului, redate pe scurt, dar de o mare valoare în conținutul lor. Inițial, cunoașterea a fost numai pozitivă, adică omul creat a primit informații de la Dumnezeu, informații bune. Adam avea o gândire bună, era inteligent, dar cunoașterea a devenit alternativă după consumul din pomul cunoștinței binelui și răului. Așa cum a fost numit acel pom interzis în Genesa 2 cu 9. De ce a gustat Adam și Eva mai întâi din acel pom? Pentru că diavolul a sugerat ideea că își pot depăși limitele stabilite de Creator, ba chiar pot atinge cunoașterea lui Dumnezeu. Aici a fost momeala. Genesa 3, citim de la versetul 5, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând. Veți atinge noi dimensiuni ale experiențelor voastre. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea. Și motivată de această sete de cunoaștere și bineînțeles de atracția poftei, a păcătuit. Dar s-a observat imediat rezultatul. Ispita cunoașterii pe căi nepermise s-a soldat cu degradarea stării spirituale și fizice și, cei mai grav, cu pierderea dreptului la viață, pierderea dreptului de a mai se bucura de prezența divină. În capitolul 3, de la versetul 7, este scris că li s-au deschis ochii și au cunoscut ceva, dar nu în sus, în jos. Au văzut că erau goi. Și apoi au ajuns să cunoască suferința, truda și mai apoi moartea. Iar accesul la pomul vieții le-a fost interzis, așa cum scrie la versetul 22, interzis categoric prin niște heruvim care învârteau o sabie ca nu cumva să aibă acces. Iată așadar ce s-a întâmplat în Eden pe linie de cunoaștere. În al doilea rând vreau să observăm că episoadele negative la istoria umanității sunt repetări ale celor ce s-au petrecut la început. Adică repetări de depășire ale limitelor naturale și legitime. Și asta se întâmplă în mod deosebit pe două căi. Prin medii oculte, accesul la vrăjitorie, la ghicitorie, la tot ceea ce ține de magie albă, neagră sau ce mai fi. Acces strict interzis de Dumnezeu pentru că este un amestec de adevăr și eroare, amestec pe care diavolul îl realizează întotdeauna cu scop destructiv, așa cum s-a întâmplat în grădina Edenului. Li s-a spus că li se vor deschide ochii și vor cunoaște binele și răul. Dar nu li s-a spus. Dimpotrivă, s-a negat că nu vor muri și
Tragic a fost că au murit. În cartea Deuteronom, la capitolul 12, de la versetul 29, citim despre aceste interdicții care sunt pe deplin în vigoare. Iată ce spune Scriptura în privința aceasta, Deuteronom 18, mă scuzați, de la versetul 9. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Dumnezeul tău, să nu te înveți, observați, deci să nu vrei să depășești limitele, să știi, să faci după urăciune neamul acelora, să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau fiica lui prin foc, nimeni care să aibă beșteșugul de ghicitor, de citor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți, căci oricine face aceste lucruri este urăciune înaintea Domnului. Și din pricina acestui lucru va izgoni Dumnezeu tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Dar ție, Domnul Dumnezeu tău, nu-ți îngăduie lucrul acesta. Și referința anterioară din capitolul 12, de la versetul 29, de unde mai citesc doar versetul 30, unde scrie despre ispita cercetării, oare cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? Și eu vreau să fac la fel. Tu să nu faci așa față de Domnul Dumnezeul tău. Să-ți estompezi, să-ți înfrânezi total această dorință. Sau citim în Apocalipsa capitolul 2 despre o situație din biserica din Tiatira, scrie aici în versetul 24, vouă însă tuturor celorlalți care nu aveți această învățătură și n-ați cunoscut adâncimile satanei, deci nici nu-i de dorit. De aceea trebuie să ne ferim categoric de tot ceea ce ține de ocultism. Diavolul deține informații. Cunosc o situație în care o vrăjitoare, am spune simplă, o țigancă, i-a ghicit unui bărbat că se va pocăi, dar nu se va ținea de pocăință, și o femeie pe care a dat-o cu numele și a spus că încă nu era născută, îl va atrage în păcat. Mai târziu s-a întâmplat exact așa, s-a pocăit, nu s-a ținut de pocăință. A ajuns într-o localitate unde Domnul a vorbit să nu se ducă, a trecut peste sfatul Domnului și acolo a fost o femeie care, pe când s-a aflat vârsta ei, s-a născut abia la sfârșitul anului, când acea ghicitoare i-a spus cum se va chema acea femeie și că îl va atrage în păcat. Deci iată că diavolul are și el planuri, așa cum le numește Apostolul Pavel în scrierile sale. Când am auzit relatarea aceasta și cunosc acea familie, am întrebat pe sora care a rămas credincioasă tot timpul, Domnul nu i-a vorbit soțului tău despre acest plan demonic? Și a zis, da, totul s-a spus dinainte. S-a spus că va avea o luptă de dat și că depinde dacă va rămâne credincios Domnului sau se va lăsa sedus. Deci iată că demonii dețin informații pe care noi oamenii, pe cale naturală, nu le putem afla. Și nici o știință de laborator nu poate să aducă aceste informații. Diavolul le poate aduce. Dar, repet, întotdeauna o face cu scop destructiv. Cealaltă modalitate prin care oamenii pot să-și depășească limitele e cea de care vorbeam la început, inteligența artificială, aflată în plin avânt, menită să suplimenteze, să performeze capacitățile spirituale, sufletești, intelectuale și fizice ale omului. Și ce-i specific acestor tendințe actuale? Negarea oricărei autorități divine. Este un ateism feroce. Se vrea să distruge tot ceea ce ține de creștinism, de moralitate, a se reduce omul la o dimensiune tehnică, la o robotizare, se pare că este un plan bine pus la punct și dependența actuală de tehnologie, de computer,
Este un pas mare făcut în această direcție? Tot ceea ce ține de animație, de tehnica care se folosește în războaie sau în diferite domenii, de roboții care invadează diferite domenii ale economiei. Oricum, experiențele sunt mai avansate decât ceea ce ajunge la auzul publicului larg. Microchipul este o dorință și o practică deja în anumite țări, simplifică viața. Dar oamenii nu se întreabă unde conduce aceasta, cine conduce, ce scop are. Oamenii se bucură doar că își depășesc limitele. Cum se întâmplă și în alte domenii, în plan economic sau în sport sau la diferite alte concursuri, oamenii vor să dărâme orice barieră de până atunci. Să fim veghetori, să nu repetăm istoria de la turnul Babel unde oamenii au vrut să atingă cerul, nu le-a fost permis. Și astăzi vor fi lăsați până într-un punct, n-am nicio îndoială în această privință. Să ne ferim de aceste situații, să nu fim dependenți de lumea asta digitală. Unii sunt în condiția că lucrează în domenii care nu pot să fie fără computer, dar eu cred că felul în care ne petrecem timpul liber, dorințele noastre, starea sufletească și vom vedea îndată și alte aspecte, îi duc pe oameni să treacă dincolo de ceea ce ar fi de un uz economic și atâta tot. Să ținem cont și de recomandarea Apostolului Pavel în 1 Timotei 6 cu 20, unde a zis: ferește de flecării lumești și de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel. Pentru că, de exemplu, teoria evoluționistă, cu care face casă bună, experiența artificială, că dacă tot am ajuns până la un moment dat prin selecție naturală, de acolo putem să ne avântăm cu artificii tehnologice. Este o teorie totalmente nefondată. Dar iată care trecere în cele mai înalte medii academice. Să ne amintim și de cele scrise în Iuda. Apropo de ceea ce spuneam, că astfel de oameni vor să nege orice autoritate. Aici este scris despre Sodoma și Gomora, scrie în versetul 8, oamenii aceștia târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și bazocoresc dregătorile. Sau versetul 10, aceștia din potrivă bazocoresc ce nu cunosc și se pierd singur în ceea ce știu din fire ca dobitoacele fără minte. Dar Enoch, patriarhul, a prorocit despre astfel de oameni, despre care scrie versetul 18 din nou, vremurile în urmă vor fi bazocoritori care vor trăi după poftelor nelegiuite. Oameni care nu țin cont de Dumnezeu, îl neagă în mod absolut și vor ei să creeze o nouă lume, așa zisa nouă ordine mondială, cu un om despre care nu se știe că va controla el inteligența artificială, robotul, sau îl va controla robotul pe el. Nu intru eu în dezbatere pe această temă, nu este domeniul meu de activitate, eu vreau doar să fac atenționările necesare. Vin cu a treia idee. Să ne așezăm cu picioarele pe pământ aici unde ne este locul. În condițiile expulzării din grădina Edenului, limitele cunoașterii sunt atinse și păstrate prin funcțiile ființei umane. Și aici avem o cunoaștere ascendentă prin dezvoltarea fizică, educație și experiență, până la maturitate și până spre bătrânețe, vorbind de experiență. Și apoi avem o curbă descendentă din cauza îmbolnăvirii, mai acută a bătrâneții, iar moartea pune punct cunoașterii. Știți când a fost dus el în Babilon, s-au încercat să se recolteze cele mai inteligente specimene din Israel, ca imperiu să aibă în staful conducerii în tot ceea ce ținea de coordonare atâtor ținuturi, oameni inteligenți. De asemenea, despre Moise este scris în Cartea Faptele Apostolilor că în vremea aceea când Egiptul
era cea mai mare putere din zonă, erau școli, se spune că a studiat la școala din Heliopolis și scrie în Fapte, capitolul 7 despre el, versetul 21, fica lui Faraon l-a crescut ca pe copilul ei și ce a vrut din el să facă? Să-l școleze. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Mulțumim Domnului că trăim într-o vreme în care este eradicat analfabetismul, în care avem școli, în care putem să învățăm, ne bucurăm de descoperiri geografice, științifice, tehnice, de ceea ce este util, de ceea ce nu ne compromite spiritual, de ceea ce ne este îngăduit de Dumnezeu. Iar când începem să dăm înapoi, dacă e vorba de bătrânețe, suntem avantajați și din acest punct de vedere în vremea noastră, că Isaac a orbit și a fost multă vreme orb, poate acum, știu, o fi avut numai o cataractă sau ceva, sau poate un glaucom mai grav, sau poate unii n-aveau ochelari. Dar scrie Solomon în Cartea Eclesiastul, capitolul 12, că vremea aceea tot vine. Și apare acolo o înșiruire de trepte prin care omul coboară. Coboară, se duce spre casa lui cea veșnică, pentru că bocitorii cutreieră ulițele și moartea, spune cuvântul, în dreptul tuturor oamenilor. Și finalul este, se întoarce țărâna în pământ cum a fost și Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Și s-a încheiat cu cunoaștere. Se spune de un eminent președinte american că a ajuns la vârsta de 90 de ani, a intrat într-un local și oamenii au aplaudat sau s-au ridicat. Și l-a întrebat pe însoțitorii săi, de ce aplaudă? Păi, pentru dumneavoastră, că ați fost două mandate la Casa Albă. Și l-a întrebat, era deja senil, eu? Deci iată ce este omul. Umbră și părere și apoi tăcere. O a patra idee. În planul cunoașterii, omul este dator să învețe. Ignoranța este păcat. Este total nefondată acuzația ce ne aduceau comuniștii, crede și nu cerceta. Noi și credem și cercetăm. Întotdeauna poporul Dumnezeu a fost poporul cărții. Dar al cărților adevărate, nu al mitologiilor, una mai năstrușnică decât cealaltă, nu al filozofiilor care se contrazic între ele și toate sunt minciuni. Omul este dator să se informeze de legile spirituale mai întâi și apoi fizice, după care își conduce viața. Omul este dator întâi să-L caute pe Dumnezeu, să cerceteze cele sfinte, cum bine îl învăța David pe Solomon, citesc din Cartea 1 Cronici, capitolul 28, versetul 9. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște, deci iată ce ne învață Scriptura, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipurile și toate gândurile, dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie, deci iată că și cunoașterea are efecte eterne. Apoi citim în Cartea Proverbe ce a spus Solomon la rândul lui pentru fiul său, legat de cunoaștere. Noi suntem învățați să învățăm. Pentru aceasta a fost scrisă Cartea Sfântă. Pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvinților minții, pentru căpătarea învățătorului de bun simț, de dreptate, judecată și de nepărtinire, ca să dea celor încercați să gerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință, și să fiu mereu în ascensiune, să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința și cel perceput și va căpăta iscusință. Da, foarte important să cunoaște. Să învățăm, după cum într-un stat suntem nevoiți, cum este acum, în starea aceasta de urgență, trebuie să luăm cunoștință de ordonanțele militare care se dau, pentru că ignoranța nu ne scuză în fața legii și nu ne vom putea scuza înaintea lui Dumnezeu. Omul este dator nu doar să știe, este dator
să învețe, să cunoască, dar în limitele rânduite. După cum nu ne putem noi amesteca să ajungem la informații clasificate până nu expiră termenul lor de păstrare. Într-un stat, nici la Dumnezeu, cel care deține toate tainele, nu se pot oamenii amesteca. Demonii pretind că au extras informații, sunt false. Dumnezeu, de exemplu, a înscris ceva în astre, dar astrologia umană cu horoscop și cu toate acestea sunt niște ficțiuni. Drept dovadă diferența de horoscoape de la o cultură la alta, de la o religie la alta. Imaginația unora și altora despre viața de dincolo, care este atât de diferită de la o religie la alta. În al doilea rând, în ce privește cunoașterea, noi suntem datori să informăm pe cei din jur și în mod deosebit să învățăm generația următoare, copiii. Scriptura insistă în privința aceasta. În mai multe texte mă opresc doar la cel din Psalmul 78, care este foarte clar. Citesc de la versetul 3. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinții noștri să-și învețe nea copiii ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și car când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor. Să ne amintim de episoadele acelea descrise în Cartea Judecător când se stingea cunoștința deodată cu un leac de oameni, pentru că nu-și făceau datoria să învețe pe cei din generația următoare sau pe cei din jur. Mă opresc la un singur caz, la cel din Faptele Apostolilor, capitolul 18, unde este scris că Apolo era un cunoscător al Sfintelor Scripturi, un anumit capitol, să spunem. Și scrie în versetul 25 că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. În 26 a început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogi, Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat cu ei și i-au arătat mai cu neamănântul calea lui Dumnezeu. Și el a primit acea învățătură. Sau în Efeseni 4 cu 11 la 16 este scris că Dumnezeu a redit în biserică suficiente cadre pe diferite domenii ca toți să fie formați, instruiți și la rândul lor să poată să instruiască pe alții. Așadar, suntem datori să învățăm noi și suntem datori să învățăm pe alții în adevărul Scripturilor, pentru că există și alții și mulți care învață ei și învață și pe alții, cum zice Pavel la 2 Timotei, capitolul 3, lucru care n-ar trebui să le învețe. Sunt mulți învățători răi. Dar să aibă Domnul milă și să nu uităm ce spune Pavel în cele două epistole către Timotei despre astfel de învățături. Și în Tit 1 cu 11, unde sunt cuvintele de care spuneam, lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Dumnezeu să aibă milă de noi. În al cincilea rând, cunoașterea realităților spirituale și materiale, trecute, prezente și viitoare, se realizează, atenție, numai prin Duhul lui Dumnezeu. Deci adevărul pur vine de la Dumnezeu, nu din născocirea minții noastre, nu din surse oculte, nu din realizările noastre de laborator, din tehnica noastră. Adevărul vine din Sfânta Scriptură, care e redactată de Duhul Sfânt, prin revelație, prin inspirație și cunoscută de noi prin iluminarea minții, tot realizată de Duhul Sfânt. Balaam, omul lui Dumnezeu, până la un moment dat, spune în Cartea Numeri, capitolul 24, că a rostit cuvinte prin care a transmis informații de la Dumnezeu. Citeți de la versetul 16, așa zice el, și aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planul celui preanalt, cel ce vede vedenia celui atotputernic. Și a profetit, scrie în versetul următor, despre Domnul Iisus Hristos, despre steaua care răsare din Iacov și un toiac de cărmuile care se ridică din Israel.
Ar fi știut oamenii așa ceva? Nici vorbă. Numai Scripturile ne dezvăluie aceste adevăruri binecuvântate. Cei ce le-au scris nu sunt simpli autori de cărți. Spunea Luca, citesc din debutul Evangheliei sale, de la versetul 1, fiindcă mulți s-au apucat să-l cătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului. Am găsit și eu cu cale prea alesurile Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unii după altele ca să poți cunoaște, de cunoaștere vorbim, de limitele cunoașterii. Astfel temenicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Foarte important, dragii mei. Să citim și din 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 7. Aș putea spune că aici este punctul principal al acestei lecții. Cunoașterea ne parvine prin Duhul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2, de la versetul 7. Noi provodim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică, ținută, ascunsă, pe care nu duce Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci, pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răsnit pe Domnul Slavei. După cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Deci oamenii nu pot să atingă astfel de cote de cunoaștere, nu pot să gândească așa ceva. Nou însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Nimeni nu cunoaște lucrurile Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Atât știm ce ne descoperă Domnul, rest, tot ceea ce spunem că știm, cum zice la 1 Corinteni 8:2, dacă crede cineva că știe ceva, însă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Ce știm noi ce a fost înainte de Genesa și ce este după Apocalipsa, în afară de ce este scris? Nu. Limitele cunoașterii sunt limitele Scripturilor, a descoperirilor care le avem aici. Cum spune și Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 3, pentru că descoperirile au venit așa, pe rând, la vremea lor, de la versul 3, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, despre care vă scrisem în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în alte veacuri, în felul cum a fost descoperit acum Sfinților Apostoli și prorocii al lui Hristos prin Duhul. Era vorba de faptul că neamurile intră și ele în pachetul mântuirii evreilor. Și despre ceea ce scrie aici în continuare, am amintit adineauri de versetele 9 și 10, că nici îngeri nu știau și află și ei pe parcursul derulării acestui plan. Ferice de cei care, ca și Timotei, cunosc din pruncie Sfintele Scripturi, care pot să dea înțelepciune, că le duce în primul rând la mântuire și îl pot face pe om în stare să gândească și să fie apt de folos pentru viața de aici și în primul rând pentru cele spirituale. Domnul Iisus Hristos spunea în Matei capitolul 22, versetul 29, cu privire la anumite lucruri despre care saducheii din vremea aceea, că despre ei este vorba aici, socoteau că nu sunt trecute în Scripturi. Erau referiri la ele, dar ei nu le înțelegeau. Și atunci Domnul scoate în evidență următorul aspect. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, prin care se va împlini tot ceea ce este scris. De aceea, în ce privește cunoașterea, prin lucrările, prin puterea lui Dumnezeu, putem mult să ne sporim cunoașterea, dar numai în acord cu ceea ce este scris. Numai cu ceea ce a fost descoperit. Să ne amintim de cazul Iosif, în Genesa. Dumnezeu i-a dat două vise unui adolescent. L-a școlit, apoi pe parcurs, îi mai dă două vise lui Faraon, îi întâlnește pe cei doi, Iosif dezleagă toate enigmele și Faraon, ca un om capabil și sfetnicii săi, îi spun Genesa
41 cu 38 și 39, am putea oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Da? Îmi vine în minte cazul relatat de fratele Erlo Stegen din Africa de Sud, că la un moment dat a vrut să dea probleme administrative la un grup de credincioși, care s-au rugat și au vrut să se pună temeinic pe treabă și era în prag de iarnă și l-au solicitat să aloce niște fonduri, să cumpere niște cartofi, să-i semene. Și l-a zis, asta la primăvara, nu acum. Și a zis, nu, domnule, ne-a descoperit să semănăm acum. Hai să nu-i descurajăm, le-a dat, dar o sumă mai mică decât au cerut ei. Ce s-a întâmplat? A fost o iarnă foarte ușoară și potrivit climei de acolo, a ieșit o cultură de cartofi de nota 10 și a zis el mai apoi, dacă ascultam de ce le-a fost descoperit, câștigam niște bani pentru misiune, să avem fonduri. Cine s-ar fi gândit? Prognozele meteo sunt probabile. Dumnezeu vorbește cu exactitate. Dacă ar fi fost meteorologi în vremea aceea, ar fi spus că atâta vreme nu plouă. Dumnezeu a spus. El știe totul. De aceea, să beneficiem de cunoașterea lucrărilor lui Dumnezeu. Sunt limite îngăduite, dacă tot ne dorim ceva dincolo de capacitatea noastră, să știm că numai Dumnezeu ne poate duce acolo. S-a prezentat Domnul Iisus între ucenici, sau un drum spre Emaus la cei doi, apoi s-a făcut nevăzut. Nu l-au cunoscut, l-au cunoscut. S-a întâmplat și mai demult pe vremea lui Elisei și atunci a fost înmulțirea pâinilor. Sirienii au fost orbiți. Noi dimensiuni ale cunoașterii. Dar toate acestea sunt cu scop pozitiv. Toate minunile care Dumnezeu le face au un rost. Nu sunt pentru spectacol, nu se asociază cu păcatul, ci au un rol mântuitor. Deci, să mulțumim Domnului pentru Duhul Sfânt și pentru lumina care ne vine de la Dumnezeu, să ne vedem limitările și să știm că nu noi, cum zice Apostolul, harul. De aceea este important, în ce privește cunoașterea acestor realități spirituale și fizice, să apelăm la rugăciune, smerenie, și în sinceritate că acestea facilitează descoperirea adevărului și lucrărilor lui Dumnezeu. Cum zice la Proverbe 2, dacă te vei smeri, dacă vei căuta. Dacă vei recunoaște pe Dumnezeu, cum scrie în capitolul 3, în toate căile tale. Cum spunea Domnul Ioan 17:7, cine vrea să facă, cine este sincer când întreabă. Pentru așa ceva ne rugăm, cum se roagă Pavel în Efeseni, capitolul 1, pentru credincioșii unde a slujit, ca Dumnezeu să le deschidă orizontul, ascultați ce rugăciune minunată, versetul 17, Dumnezeu Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii și să vedem întâi dimensiunea mântuirii, măreția veșniciei. Nu doar niște chestiuni ciudate care le putem vedea la televizor sau pe nu știu ce program computerizat. Este o amăgire care orbește oamenii, tehnica propusă astăzi. Senzațiile sunt o nouă păcăleală promise de noua tehnologie ca de niște yoghini sau știu eu ce alți șamani sau vrăjitori de pe vremuri. Tehnica vremii noastre nu este decât o vrăjitorie tehnologică, dar diavolul este la rădăcina tuturor acestor lucruri, pe când noi îl căutăm pe Dumnezeu care are planuri mărețe pentru noi și ne deschide orizontul de cunoaștere înspre slavă, înspre viață, înspre bine, înspre fericire. Senzațiile care lumea le obține și aceste operații de schimbare, de gen și cu tot ceea ce se întâmplă, că e bine nici să nu le știm, nici de n-am aflat, ele nu s-ar întâmpla în jurul nostru. De ce vor? De ce vrea un băiat să devină fată? Să cunoască cum este să fie altfel? De ce se droghează oamenii? Pentru că nu sunt fericiți. Vor să cunoască și altceva. Și după ce cunosc, unde ajung? Nicăieri. Dumnezeu să aibă milă de toți.
Este foarte important ce cunoaștem, pentru că limitele cunoașterii determină în fiecare om sau colectivitate sentimente, stări, acțiuni, judecăți, care pot fi corecte sau pot fi greșite. Să ne gândim la cazul care s-a întâmplat în 2 Samuel 21, unde a apărut o foamete. David s-a întrebat pe Domnul de ce este foamete aceasta. Aflând adevărul, a putut să acționeze în consecință. Dar să ne gândim la Iacov, care înșelat de copiii săi referitor la presupusa moartea lui Iosif, a plâns și a stat trist multă vreme pentru că nu cunoștea adevărul. Poate dacă ar fi ținut cont de acele vise, nu s-ar fi temut. De aceea, foarte important ce cunoaștem, pentru că aceasta ne determină ceea ce vom face. Și ultimă notificare, credința extinde limitele cunoașterii până la limita suficientă mântuirii. E destul atât. În Evrei, capitolul 11, de la versetul 1, este scris: și credința este un cred neclintit în lucruri nădăjduite, o puternică încredințare spre lucruri care nu se văd. Versetul 3, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu și că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Versetul 6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. De aceea, credința este obligatorie în actul cunoașterii. Spunea Petru în Ioan 6:69, este scris ce a spus el: și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântului Dumnezeu. Credința extinde, repet, limitele cunoașterii în scopul mântuirii. Să recapitulăm. Deci, episoadele din grădina Edenului s-au reeditat în vari forme și acum tehnologia vrea să dea o nouă senzație, dar se va întâmpla la fel. Pentru că noi suntem datori să cunoaștem, dar adevărata școală de cunoaștere este cu Biblie și nu fără. Că fără Duhul lui Dumnezeu, fără lucrările sale supranaturale, orice cunoaștere este într-o direcție greșită. Fără credință nu putem accede la lucrările lui Dumnezeu și fără Dumnezeu viața n-are sens și noi n-avem fericire. Vreau să prezentăm câteva exemple, mai întâi pozitive și apoi negative, pentru a vedea că așa este. Le voi prezenta succint pentru că vreau să ne încadrăm în timpul obișnuit unei lecțiuni. Moise. Prin el a fost dată legea, prin revelația de pe Sinai. N-a fost o născocire a lui. A intrat în taina lui Dumnezeu, în sferele sfinte, 40 de zile fără mânca, fără a bea, să se decongestioneze de stările din tabăra lui Israel, să-și purifice sufletul, să intre în prezența lui Dumnezeu, și vorbea Dumnezeu cu el apoi față în față, cum vorbea un om cu prietenul lui. Foarte direct și netăinuit, dezvăluit. Cât privește cele 10 porunci date pe Sinai, au fost rostite de Dumnezeu în auzul întregului popor. Oamenii au fost conștienți de prezența lui Dumnezeu ca Adam și Eva în grădina Edenului când s-au ascuns. De aceea scrie în Deuteronom 5 că i-au zis lui Moise să nu ne mai vorbească Dumnezeu că murim, e prea înfricoșător. Dar Dumnezeu a spus, v-am vorbit ca să aveți teamă, să știți că eu v-am vorbit. De aceea este scris în Deuteronom, în Psalmul 147, și nu numai, că Dumnezeu a dat lui Israel ce n-aveau alții, cum scrie în Roman la 3:2, că sunt mari mai întâi de toate pentru că au primit cuvintele la Dumnezeu, au adevărul, să spune Roman 2:20, prin lege au deplină cunoștința adevărului. Un alt exemplu, Solomon, omul cel mai înțelept care a fost pe planetă. Asta nu înseamnă că Solomon a avut date despre computerele și avioanele din vremea noastră, ci el a avut o capacitate de pătrundere, de raționare, de judecat, de memorare, de înțelegerea cauzilor și efectelor, cum n-a avut niciun om, nici Einstein și nimeni altul.
Este scris în Cartea a doua împăraților, la capitolul 4, de la versetul 29. Dumnezeu a dat lui Solomon, accentuiesc, Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune foarte mare, pricepere și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării. Întrecea pe toți din vremea lui, a fost compozitor, a fost poet, a scris în diferite domenii de știință, vers 33, despre copaci, deci a fost și biolog, și despre isop, și despre păsări, și zoolog, și botanic, și câte toate, sociolog, și politolog, și de toate. Venea oameni în toate popoare să asculte înțelepciunea lui Solomon din partea tuturor împărăților pământului care auziseră vorbind de înțelepciunea lui, și când s-a împărăteasă în sebe, a zis, e mult mai mult decât mi s-a spus. Și totuși, reține, Solomon a avut ce a avut de la Dumnezeu, dar Solomon a avut limite, a avut o măsură. Îi răscrie în cartea Eclesiastul, citesc din capitolul 3, versetul 11, omul, între care și el, nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Noi vedem doar segmente. 8:16, mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea, să mă uit cu băgarea de seamă la trupa pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte. Am văzut atunci că toată lucrarea Dumnezeu, am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare, de cum dincolo de soare. Oricât s-a trudit să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească. Sau 9:12, căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, cu anticipație, nu știm ce va fi, ce ne așteaptă. Un alt om, căruia Dumnezeu i-a extins limitele cunoașterii prin Duhul, dar a avut și limite, este Daniel. I-a trecut pe toți cei din vremea sa, cum scrie în capitolul 2 al cărții Daniel, căci cu ocazia visului uitat de Nebucadnețar, el a fost singurul care a putut să îl tâlcuiască. Și scrie aici, în capitolul 23, că Daniel a spus, pe tine, Dumnezeu, părinților mei, te lau și te slăvesc că mi-ai dat înțelepciune și putere și că mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut, căci ne-ai descoperit taina împăratului. Iată care sunt limitele cunoașterii, limitele care ne le pune Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Scrie aici în versetul 29 că împăratul a vrut să știe ce va fi după el. Și zice Daniel, cel ce descoperă taina ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Și Nebucadnețar recunoaște aceasta și scrie tot aici în versetul 47. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeu, Dumnezeu și Domnul împăraților, că cel descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Dar lui Daniel s-au descoperit și alte taine. Ce frumos scrie în capitolul 5 despre el, cum i s-a dus numele pe drept. 5:14. Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Versetul 16. Am aflat că tu poți să tâlcuiești, să dezlegi întrebări grele, acum dacă vei putea citi scrisoarea aceasta. Și scrie tot aici în versetul 12. I-a spus în părăteasa împăratului, s-a găsit la el un duh înalt, știință și pricepere, putință să tălcuiască visele, să lămulească întrebările grele, să dezlege lucrurile încâlcite. Și el, Dumnezeu, prin el mai exact, a descoperit aici. Dar mai frumos scrie în capitolul 10, în versetul 21, că el primea informații din cartea adevărului, din codul ascuns al lui Dumnezeu, din tainele lui, zice în 11:2, acum îți voi face cunoscut adevărul, iată că vor mai fi atâția împărați. Iată cum știe Dumnezeu și cum descopere cât vrea. Dar și lui Daniel tot limitat, pentru că scrie în 12:8, eu am auzit, dar n-am înțeles. Și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El mi-a răspuns, du-te, Daniel, adică atât, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Mulțumim Domnului că ne descoperă și mulțumim că păstrează încă taine, slavă Lui! Trecem în Noul Testament, două exemple pe scurt, Petru, despre care citim în Matei 16:16-17, că el, pescarul, a ajuns să cunoască ceva foarte important.
Cine l-a chemat să-l urmeze și să-și lase pescuitul? Și a răspuns la întrebarea cine este Domnul? În versetul 16, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu, și face Domnul o mențiune corectă. Ferici de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele, nu inteligența ta, nu experiența ta, nu studiile tale, ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Pe acest motiv scrie în aceeași Evanghelie, 11:25, că Domnul a zis, te lau, Tată, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor, că aceștia vor să facă ce îi înveți. Versetul 27, toate lucrurile mi-au fost date în mâini Tatăl meu și nimeni nu cunoaște plin pe Fiul afară de Tatăl, tot astfel nimeni nu poate cunoaște plin pe Tatăl afară de Fiul și aceluia care vrea Fiul să-i descopere. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Apostolul Pavel are un exemplu binecuvântat. A studiat el de mic, a interpretat, cum întâlnim pe atâția, că studiază teologia, poți să studieze. Științele cele mai înalte. Rămân tot departe și tot în întuneric, de a scrie în Fapte cu 22, capitolul 22, versetul 14, că i-a zis Anania, Dumnezeu părinților noștri te-a ales să cunoști, ce har te-a ales să cunoști. Și spune el în fața anchetatorilor săi, Fapte 26, de la versetul 16, de scoală, de stai în picioare, sunt cuvinte ce le-a spus Domnul, m-am arătat ție. Te-am ales din mijlocul norului acestuia ca să le deschizi ochii. Iată ce har! Prin vedenie dumnezeiască a primit Evanghelia de la Domnul, ce adevăruri avem noi în Scripturi. Ba mai mult, Apostolul Pavel scrie în 2 Corinteni 12 că a fost în rai și sunt taine care n-a putut să le dezvăluie și unele nu pot fi dezvăluite, că suntem limitați. Dar ce har să cunoaștem adevărurile mântuitoare. Este ca și în întâmparea aceea că pe lac, nu știu cât e de reală, dar ideea e bună, se plimba un om de știință cu un barcajiu de la țară și a încercat să discute pe ceva teme academice și omul nu știa nici de Einstein, nici de Newton, nici de Zeppelin acela cu balonul de zburat, avionul acela să-l numim. Și a zis, cu tine ce să discut? Și barca și dădea din vâsle, la un moment dat se spune că barca a luat apă și a zis, dar tu știi să înnoți? Zice, nu. Hei, acum aia care nici nu ține minte cum le-a zis să te scape. Cine să ne scape pe noi? Asta e problema. Oamenii știu multe, dar nu știu ce trebuie. Și din cele multe, nu sunt toate adevărate. Iată și două exemple negative, le prezint pe scurt, vrăjitorii poporilor păgâne. Să ne amintim de vrăjitorii Egiptului, până la plaga a treia s-au dus și punct. S-au oprit. Adică au putut și ei să reproducă până la un moment dat ceea ce a făcut Moise prin puterea lui Dumnezeu. Au reușit ei minunea cu șerpii, minunea cu apa și cea cu broaștele. Dar când a fost vorba să dea viață, aici e neputința cunoașterii lumii. S-a oprit. Întotdeauna cunoașterea acestor puteri demonice este inferioară cunoașterii sfinților. Cum am amintit din Daniel, au rămas în urmă. Și un alt exemplu negativ este societatea noastră seculară. Căutări filozofice și, din păcate, imorale. Pentru că scrie în Romani, capitolul 1, că oamenii s-au fălit că sunt înțelepți. Avem în vremea noastră oameni care sunt trecuți în cărțile de istorie, în cărțile de literatură, dar au fost, așa spus pe românește, niște stricați. Fie că vorbim de niște filozofi din antichitate, fie de unii mai încoace. Pentru că spune în Roman, capitolul 1, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, versetul 21, nu l-au proslăvit, nu i-au mulțumit și au pierdut cunoștința adevărului. Și apoi s-au fălit că sunt înțelept, dar au înnebunit, spunea apostolul. Și de ce i-a categorisit atât de grav? Pentru că s-au degradat închinându-se făpturii, pentru că s-au degradat
înjosindu-și trupurile, și apoi au ajuns, scrie versetul 29, plin de orice fel de nelegiuire, că au pierdut pe Dumnezeu din cunoștința lor. Și apoi, cum spune și în 2 Petru 3, neagă totul, bazocoresc, că nu este Dumnezeu și că nu are el controlul, se va vedea la urmă. Par interesați, cum a întâlnit și Pavel în Fapte 17, dar când ne-a spus de înviere și de Dumnezeu, au rămas pe din afară, n-au mai putut să ia notițe. Încheiem cu două afirmații importante care se desprind din ceea ce am spus până aici. Ținta cunoașterii este viața, accesul la pomul vieții. Dacă nu duce cunoașterea la viață, nu duce nicăieri. Pentru că viața este darul care le poate cuprinde pe toate. Dar toate au valoare în viață, numai dacă sunt efectuate în dragoste. Și astea toate se găsesc la Dumnezeu. Da. De aceea scrie Ioan în tâia sa epistola în capitolul 1 că ce au auzit, ce știu, ce au pipăit cu privire la cuvântul vieții. Aceea vestesc, pentru că viața era la Tatăl și a fost arătată și ne-a fost dată și nouă, să o trăim nu oricum, cum scrie același Ioan în Evanghelia în 17:3, că viața veșnică înseamnă viață în prezența lui Dumnezeu, în fericire desăvârșită. Da? Sau scrie în aceeași epistolă în capitolul 5, versetele 11 și 12, și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viață, cine n-are pe Fiul Dumnezeu n-are viața. Lipsa cunoașterii adevărate este moarte, cum scrie pe larg în profetul Osea. Poporul piere, zice în 4:6, din lipsă de cunoștință, și apoi scrie în 6:3, să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem ce? Pe Domnul, care deține secretul vieții. Vreau să înțelegem într-o a doua idee a concluzii a încheierii noastre, că limitele cunoașterii sunt atinse în mod suficient, adică am ajuns să știm tot ce trebuie să știm atunci când suntem mântuiți, când am aflat drumul spre viață, când am cunoscut că mântuirea este prin Domnul Iisus Hristos. El a fost făcut de noi, de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune. De aceea Apostolul Pavel, un om cu capul mare, îmi spune, când a aflat drumul spre viață și orizontul adevăratei cunoașteri, scria în Filipeni 3, că uite de tot ce a fost în urma lui, sunt gunoaie, a călcat peste diplome, a renunțat la prietenii, la favoruri. Și scrie în 3:10 în Filipeni, și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și puterea părtășia suferințului, să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Acolo este adevăratul har. Tot el scria în Coloseni, capitolul 2, versetul 2, să se capete dorea colosenilor, se ruga pentru aceasta, toate bogățiile plinătății de pricepere, deci maximum de cunoaștere necesar și posibil, să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile ale înțelepciunii și științei. Da, să ne dăm și noi toate silințele, ca să ni se dea harul cunoașterii și astfel să putem avea acces la pomul vieții. Și apoi, setea de cunoaștere să ne fie împlinită în veșnicia viitoare. Ce-o mai fi având Dumnezeu peste noi? Ce-o fi atunci când vom cunoaște pe deplin, până una altă, să cunoaștem ce trebuie? Fie ca lumina Scripturilor, harul Domnului Iisus, puterea Duhului Sfânt să ne ducă pe drumul cel bun, să nu ne rătăcim și să ajungem la Domnul, la viață. Doamne, îți mulțumim de pe acum și te vom lăuda toată veșnicia. Amin.